Gazda era o femeie gureșă cu ochi mici și piept agresiv, ciudate mobil sub capotul murdar. Mirosea ceapă prăjită și undeva în bucătărie se auzea sfârâitul grăsimii. Le dădu drumul în odaia victimei, complet separată de restul apartamentului printr-un coridor îngust, oferind voluntari informații privind firea fostului chiriaș. Om, cum se cade, domnul Mihailă? Nu pot să zic, da posac, cu cleștele dacă-i scoteai cu vințelul. Bună ziua, bună seara și la cinci pe chiria. Uite aici pe colțul mesei. Încolo! Minerva răsuflă ușurată când ușa se închise în spatele ei. Are guriță! Dobrescu pipăi bricheta în fundul buzunarului. Pierdea benzină. Se uită prin odaie, încercând să intuiască deducțiile Minervei. Un interior banal, mobilă dispersată, strict necesară. Patul de fier zestrea gazdei, un garderob trist, scorojit, masa rotundă cu tișlaifer și ghioc, două scaune de lemn, un dulăpior de perete pentru cărți, trei gobelinuri, piero și columbina, lebe de plutin și dezdemona, ori poate altă blondă, lucrate în lână pe romburi de etamină. Terminăm repede, conchise Minerva sprijinită de ușă. Uită-te printre cărți, Atmosfera încăperii era edificatoare, sugera provizoratul și impersonalul mai mult chiar decât o cameră de hotel. Nimic, nici măcar o cravată uitată pe scaun, un colț de pijama, o carte rămasă deschisă, un creion, ori o ceașcă cu zaț rece de cafea, nu scoteau din anonimat. Impresia pertinentă era că în 10 minute, înghesuind câteva boarfe în geamantanul de pe dulap, locuința putea fi părăsită fără urmă. Inginerul Mihailă, spre deosebire de Pascu, părea consumat de un constant sentiment de spaimă, având conștiința acută a situației primejdioase în care se afla. Ai găsit ceva, Dobrescu?" Locotenentul înșirase pe masă câteva zeci de cărți, caiete, un top de hârtie. Răsfoia un dicționar francez-român și pe față îi se citea uimirea. Foarte curios!" exclamă el. Ce anume? Primele 50 de pagini sunt atât de murdare încât aproape se lipesc una de alta. În rest, parcă nici n-ar fi fost atins. Minerva privi peste umărul lui. Hmm, aproape că terminase cu litera B. Adică? Adică învăța franceza după dicționar Dobrescu. Am mai auzit de tip din ăștia, dar practic n-am întâlnit niciunul. Îți trebuie o leacă de încăpățânare pentru chestia asta. te uita prin caiete? Nu încă. Erau trei. Două consumate în întregime, celălalt pe jumătate. Formule, exerciții de algebră și trigonometrie, figuri geometrice. Formidabil! exclamă Dobrescu. Același scris! Aceeași mână care corectează, ba, chiar și aceeași cerneală roșie ca în caietele lui Pascu. Înseamnă că luau lecții de la același profesor. Poate că se și cunoșteau. Cine? Pascu și Mihailă? Posibil, dar nu obligatoriu. Întorcea cu atenție fiecare foaie, parcurgând-o în întregime. Marginile paginilor erau acoperite cu desene de o certă îndemânare artistică. Figuri din față și profil, siluete, nuduri, animale. Uneori interveneau chiar între două exerciții, ori înainte de rezolvare. Ce spui, Dobrescu?" Locotenentul adoptă o expresie de parcă și-ar fi scârpinat ceafa, Încercând să ghicească ce anume trebuia să spună. Dar Minerva nu-i așteptă răspunsul. Răsfoia în continuare atentă cu trăsăturile crispate. Mihailă se concentra greu, cunosc genul, elev cu atenția rătăcită, cum pierdea și râu, începe să deseneze. Ăsta e norocul nostru! O primă concluzie se impune. Lua lecții de la un profesor care lucra cu mai mulți elevi deodată. E o presupunere. Sunt convinsă. N-ai timp să te ții de drăci când ți se predă individual. Și mai e ceva, observi? Unul din desene se repetă constant. Bustul lui Voltaire după Hudon. Hai că pe stal aveam și noi un exemplar în cancelarie. Sunt în tot caietul. Aproape 20 de variante pe aceeași temă, dar... Dar ce dobrescu! De fiecare dată poziția e alta. Exact, ceea ce înseamnă că poziția modelului era mereu schimbată. Dobrescu nu mai enerva, nu modelul, ci el, Mihailo, își schimba locul. Deci ipoteza pare valabilă. Când în mod obișnuit participă la lecție doar doi inși, elevul și dascălul, locurile sunt întotdeauna aceleași. Recapitulează concluziile. Pascu și Mihailo au luat lecții de la același profesor. 1. Contabilizăm Minerva trăgându-se de ureche. Predarea se făcea în mod colectiv. 2. În locuința profesorului se afla postul lui Voltaire. 3. Cam asta ar fi totul. 4. Lecțiile se țineau de obicei seara. Nu mai că scagura ți-a mai spus că nu suport obiceiul ăsta. E foarte simplu. Privește desenele. Fii atent mai ales la umbre. Lumina cade de sus. Deci de la o lustră. În extremis o cameră cu tavan de sticlă oricum ușor de reperat. Altceva? Cinci! exclamă tare locotenentul. Volter era un timid. Ce? Uitați-vă atent, nu ridică niciodată ochii din desen. Minerva se răsuci pe călcâie, ascunzându-și zâmbetul care îi strâmba nasul. Se opri lângă dulapul cu cărți, aplecându-se puțin. De de sub pe perete cineva zgâriase un număr de telefon. Zâmbetul se strânse la loc în colțurile buzelor subțiri era telefonul celor trei, Dincă, Luca și Necula. Trecu ușor degetul peste cifrele albe, curate, adunând fire mărunte de tencuială. Fusese răzgâriate de curând. Capitolul 8 Dora se eschivează Colonelul Ionaș lăsă raportul Minervei pe masă și își scoase ochelarii. Pe rădăcina nasului cărnos rămăseseră amprente roșii, adânci. vorbește despre trioletul de bețivani. Văd că ai dubla supravegherea. Minerva, prost dispusă, își întoarse privirea spre fereastră. E ceva aici care nu-mi place. Virtual, oricare dintre ei ar putea fi asasinul. O clipă. Consolidezi în același individ atât pe asasin cât și pe, hai să zicem, necunoscutul care conduce din umbră? Minerva își ridică brusc ochii lucioși. Este o ipoteză asupra căreia vă mărturisesc că nu m-am oprit. Nu dispun de indicii care să poată argumenta în sens pozitiv, dar eventualitatea ar explica o anumită ritmicitate, o siguranță și o adresă care m-au izbit în desfășurarea evenimentelor. Miroasea, ubicuitate, de altfel la clasa și stilul personajului, nu îl văd murdărindu-și personal mâinile. Și mai e ceva, întreprinderea preconizată necesită un volum de lucrări și operații uriașe." Racolarea viitorilor ingineri, procurarea de acte false, șantaj, asasinate și așa mai departe, deci existența unor complici se impune. Situația ne avantajează, cei mai virtuozi în materie de infracțiune au fost în cele din urmă depistați datorită complicilor. Nici n-ar fi putut să se lipsească de ei. Când eram elev de liceu mă fascina o carte, Lupul Singuratic. Un tip care lucra de unul singur și poliția nu-i zbudea să pună mâna pe el. Da, astea-s povești. Ce spuneai că nu-ți place? Luca, Dincă și Necula au asistat ori au fost prin împrejurim la ambele crime. Evident, ipoteza unor coincidențe e scoasă din discuție de la bun început. Fiecare are ceva de ascuns și în funcție de posibilități încearcă mai mult sau mai puțin inteligent să mă inducă în eroare. Adică? Să-l luăm de pildă pe Necula. În, moartea, în noaptea morții lui Pascu petrece cu ceilalți într-un restaurant din apropierea locului în care s-a comis crima. La un moment dat, sub pretextul unui telefon, părăsește localul și se întoarce după 15 sau 20 de minute. În acest interval, la câțiva metri doar, inginerul moare, Tisco cu necul a doua zi, îmi înșiră tot soiul de baliverne, joacă teatru cedează, se enervează, se repliază, apoi confuz sau tace încăpățânat contestă cu vehemență că l-ar cunoaște pe Pascu, dar pe braț îi găsesc un tatuaj sui generis identic cu al inginerului. Clar, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, preciză Minerva, cei doi s-au cunoscut cândva. Îl vezi în stare să ucidă? Nu. Colonelul o privi atent. De ce? Aparent, totul e împotriva lui. Aparent, Vă referiți, desigur, la fapte materiale, concrete. Dacă îmi spun nu cred, am în vedere psihicului Necula. Un mic juisor cu mici vicii și mici tabieturi, cu o piată mică existență golită de veleități. Un mic balon de săpun de un vid saharian. Îl pot oare identifica cu omul din umbră? Poate nu, dar cu asasinul... Necula tremură pentru mica lui liniște, ca în canuri din culisele teatrului, ca feluța șprițul ochia de deșuchiate. Ție profund dezagreabil, râse colonelul. Nu contez că genul îmi repugnă, dar s-ar părea că faptul în sine nu-l dezavantajează. Există o singură posibilitate, ca Necula să fi ucis șantaja de altcineva. Poate că joacă teatru, la urma urmelor e actor. Minerva făcu un gest de lehamite. Înseamnă că păcălește pe toată lumea mo constant. Doar se vede de la o poștă că n-are talent. Oficiul lui se reduce la deplasarea scenică a tăvilor, halebardelor și a paharelor cu apă. Probleme pe alte coordonate îmi ridică și Luca. Ăsta pare mai inteligent, fără discuție și oricum mai complex. Pretinde că vrea să zboare și naufragează penibil. Pretinde că a ajuns la înțelepciune, că privește viața cu echilibru și calm, filozofic și într-adevăr îți vine să-l crezi. În noaptea crimei, ti pare și el din cârciumă. Nu își amintește de unde a luat țigări, iar în casă îi găsești certificatul de naștere al inginerului. Te-ai întrebat cumva, interveni Ionaș, de ce tocmai certificatul? Bineînțeles, o probă relativ certă a faptului că îl cunoaște pe Pascu e indiferent în ce context de relații. Aceasta dacă acceptăm că cineva voia să găsesc obiectul compromițător la Luca. Premisa, un Luca inocent. E imposibil? Nu, iar actul a fost abil camuflat. În rama tabloului, primul loc unde aș fi căutat. Luca nu e omul care să ascundă ceva sub paturi în lâna saltelei. Totuși nu-l pot disculpa. În primul rând, istoria cu țigările nu stă în picioare. Un alibi jerpelit menit să acopere minutele care au precedat, în care s-a consumat și care au urmat crimei. Îmi veți dezvolta poate ideea că tocmai realii vinovați au grijă să-și asigure alibiuri. Dar unul prea ferm e uneori la fel de suspect ca și unul dubios. Și ar mai fi ceva. Spre deosebire de Necula, Luca dispune de alte valori. Și dacă Luca a ucis sau nu, rămâne deocamdată o problemă în suspensie. Dar îl văd în stare de combinații tenebroase. Ar mai fi dincă. Ăsta cel puțin are și tupeu. Mi-a trândit o verde în față că asista la comiterea crimei. Asasinul ar arăta ca un uriaș, un soi de căp un foarte aproape ca date fizice de el însuși. Colonelul netezi postavul verde al mesei cu o expresie gânditoare. Cea mai pură inocență ori îndrăzneală cu adevărat remarcabilă. Spre ce înclin Minerva îl privi lung. Vă voi da răspunsul cât de curând. acoperi cu cearșaful chipul livid și se apropia de fereastră. Ploua mărunt. Oamenii, umbre zgribulite, se înghesuiseră sub strașină, așteptând tramvaiul. Ușa bodeguței din colț se deschise brusc. Țâșni afară, împins din spate, un tip rotofei cu paltonul desfăcut. Ospătarul îi înghesui în brațe sacoșa din care ieșa o pâine, pălăria și fularul, apoi se grăbi să închidă. Omul se redresă, netezindu-și de circumstanță hainele, îndreptă cravata de pe un număr pe celălalt, apoi dă dubuzna înapoi, salutând jovial. Vlase, în halat alb, își trecu mâna prin păr. Degetele lungi, cu articulații fine și unghii ovale, ca migdala, miroseau plăcut a mosc și tutun. Sunteți obosită?" Surâse cu zâmbetul lui dintotdeauna, bun, sincer, amabil, nu crisparea convențională a maxilarelor, înțelegător parcă puțin resemnat. Minerva își scutură părul scurt, netezindu-și bretonul. Mă gândeam, a doua victimă în patru zile. Nu i de joacă. A doua? Ce vă surprinde ați uita de pascu? A, blondul, am avut o săptămână grea. Vă spun sincer, aș pleca pentru câteva zile la Sinaia. Mă simt literalmente epuizat. Minerva îi privi nările tremurânde, cearcănele negre și urâte, fruntea lividă. De ce nu vă duceți? Vlase oftă și își sprijini fruntea de ușorul ferestrei, priveau amândoi în tunericul ud. Minerva se strânse în paltonul larg. Medicul era un specialist apreciat, inteligent, cu o cultură rafinată, excelent profesionist în ciudare pulsiei neostoite, ce o provoca ambianța în care lucra, incapabil de răutăți. Niciodată malițios, vlasea luneca printre oameni cu același zâmbet incert, camuflându-și ermetic zilele proaste în spatele unei amabilități grațioase, plină de atenții. Fusese căsătorit cu o actriță cunoscută, o tragediană planturoasă. Îl părăsise, gustând genul tragic pe scenă, și nu acasă. Aveau împreună un băiețel de zece ani, pentru care medicul nutrea o dragoste maladivă. E târziu, șopti vlase. Trebuie să încep. Minerva își privi ceasul. Mai așteptați puțin, am convocat pe cineva aici. Vreau să vadă cadavrul. Își drese glasul, ezitând imperceptibil. Nu v-ați gândit vreodată să... În fine, să schimbați macazul. Vlase zâmbi. Dinții albi cu reflexe albăstrii erau orientați înăuntru ca la păpuși. În ce sens? să încercați un reviriment. E un blestem să profesezi în condițiile astea. Conchise Minerva cu franchețea bruscă, dură, care o caracteriza. La vârsta mea? Ei, bravo, în fond aveți doar, îl cântări din priviri, doar 50 de ani. Să unteți drăguță, 41. Și ce să fac? Unde să mă duc? Oriunde, așa ce realizați, vă otrăviți 10 ore pe zi și pe urmă ascultați de busii ori ravel întins pe canapea gând din la nimic nimcie. Vă luați în serios, asta e nenorocirea. Se îndreptă spre fereastră. În sfârșit, mai discutăm noi. Apropo, nu s-a interesat nimeni de soarta lui Mihailă? Ba da, a trecut frate sau pe aici. Fratele? Așa pretindea, m-a oprit la poartă. Cum arăta? Fruntea medicului se încreți. Înalt, masiv, ochi mari, negri, mai izbitenul, foarte închis. Nu patologic, congenital, bănuiesc. Purta o scurtă de blană. Minerva privi concentrat undeva departe peste umărul lui Vlase. Saturnianul dincă... Mi se pare că a venit persoana. Dora Ioachim se apropie. Era îmbrăcată cu pantaloni negri și ghete de lac. O cața veică albă de blană, brodată rustic în culori vii, dădea strălucire buclelor roșii, tunse scurt. Călca sigur și în ochii verzi, fix, Minerva desluși o expresie de îndărătnicie. Medicul se retrase în fundul sălii și se așeză la birou, completând niște hârtii. Ați fi putut avea amabilitatea să mă aduceți aici fără jandarm!" izbucni Dora Ioachim. O invitație scrisă nu ajungea? Trebuia să știe tot blocul?" Vlase își ridică surprins ochii, clătina amuzat din cap, relându-și lucrul. – De când de atâtea scrupule? – se miră Minerva. – Nu v-am dat niciun motiv să mă tratați astfel. Uite, domnișoară, motivele mele am să ți le înșir eu mai târziu. Sper să nu-ți piară zâmbetul. Până una alta spunem dacă îl cunoști. Ridică capătul șarșafului, tânăra măsură chipul nensuflețit al inginerului Mihailă, fără nicio tresărire. – Îl cunoști? – Nu. – Uită-te bine. Am spus odată nu, e nu. Ai mai spus și altădată și-a fost da." Își îndreptă privirea spre celălalt capăt al sălii. Doctore, puteți începe, trecem dincolo." Era o încăpere pătrată, fără ușă, pardosită cu ciment. Câteva bănci de lemn străjuiau pereții dați cu ulei. Ia loc!" Dora Ioachim se așeză picior peste picior, cântărind ironic hainele Minervei. Un zâmbet bagiocoritor îi stăruia în colțul gurii mari, bine desenate. Minerva a făcut câțiva pași prin încăpere. Blacheurile clănțăneau ca niște pinten pe ciment. Se proptie în fața femeii. Și acum, fetițo, dă drumul ca la duhovnic. nu sunt nici trei zile de când v-am spus tot ce știam. Mai am de adăugat un singur cuvânt. Punct. A, că am început să mă agaseze povestea. Și pe mine. Apropo, trebuie să te felicit. Min superb, cu fantezie și intonație corectă. În cazul ăsta nu mai avem ce discuta. Timp potrivă, stai jos. E inutil să faci cu mine pe zâna ultragiată, când l-ai cunoscut pe Mihailă. Acum îl văd pentru prima oară. De unde știi că el e Mihailă? Putea fi Popescu sau Ionescu? Dora clipi fluturând genele grele. Îi strâmbă gura. Am dedus, nu era firesc? Adăugă. Nu mă prinde cu tertipuri din astea. Dar din care? Să vi le sugerez eu? mai îndatora in infinit. Ei bine, dovediți-mi că l-am cunoscut fapte concrete. Minerva scotoci prin buzunarul uriaș și scoate o hârtiuță mototolită. Am să mă străduiesc. Să începem cu săptămâna asta. Luni ora 14 te-ai întâlnit cu domnul Necula în față la Dunărea. A urmat o scurtă vizită în apartamentul dumitale. A același program la ora 19 de -astă dată cu domnul Luca. A doua zi marți, ora 11 dimineața, itinerar romantic cu domnul Dincă la șosea. Miercuri vizită inopinantă, extrem de matinală din partea domnului Necula, la dumneata acasă. L-ai lăsat să aștepte cam mult în fața ușii, fără să te înduplece insistențele domniei sale. De la fereastră l-ai văzut îndepărtându-se. Ai plecat după jumătate de ceas însoțită de inginerul Mihailă, care bănuiesc, dacă îmi permiți evident, a nopta la dumneata. V-ați despărțit după câteva zeci de metri. În continuare... Ei, și? ce -i cu asta? O întrerupse Dora Ioachim. Mă întâlnesc cu cine îmi place. Devi, vieze obiectul discuției domnișoară. Susține că nu-l cunoști pe Mihailă. De fapt, dacă mă gândesc bine, e și fire să-i încurci. În locul dumitale aș întocmi un fișier. N-am nevoie de sfaturi. asta e și părerea mea. Unde am rămas? Deci, de când îl cunoști pe inginerul Mihailă? de aproape două săptămâni. Un sentiment spontan și irezistibil de sigur. Mă privește. Uitându-mă la dumneata, încep să cred în femeia fatală. La iubi pe Pascu a murit. Abia ți îmbobocește inima a doua oară și soarta nemiloasă îl seceră pe Mihailă. Mă gândesc cu groază la ce așteaptă pe dincă Luca și Necula. Poate pretindeți că l-am omorât eu. Din fericirea malibiuri în infailibile. Minerva clătină capul la dojană. Te joși cu termenii, fetițo, și e imprudent. Alibiul poate presupune, pe lângă altele, cunoașterea care precede faptul. De unde știai că Pascu și Mihaila trebuiau să moară? Alibiurile mele sunt întâmplătoare și le aveți desigur sigur în hârtiuța dumneavoastră. În fiecare zi m-am întâlnit cu dincă Luca și Necula. Pot să vă confirme. Ziua are 24 de ore, observă Minerva, care au fost împărțite între cei trei." scoase din buzunar un pachet de țigări, aprinse una, trăgând cu poftă fumul în piept. Minerva i observă mâna frumoasă, cu unghii ascuțite, extrem de lungi, date cu lac alb. În ce împrejurări l-ai cunoscut pe Mihailă? Tânăra tăcu câteva clipe, apoi, săcăită parcă de un gând, își ridică bărbia. În fond nu văd de ce m-aș fi. M-a acosta la cinema. La care? Femeia zâmbi ironic. La aro. Ce film rula? Pentru un pumn de dolari. Când anume te-a costat înainte sau după spectacol? După, scăpase în poșeta și mi-a ridicat-o. Ai lăsat-o să-ți scape. Să zicem că da, era oricum mai elegant decât să-l trag de mânecă. Știți cumva alte trucuri? De ce țineai neapărat să-l cunoști? Dora Ioachim izbucni în râs. Mă inspira dintr-un anumit punct de vedere să precizez care să-mi spui pe cine inspira. Tânăra își subție ochii. Nu vă înțeleg?" Înțelegi foarte bine. Chestia cu filmul Cacealma. Nu acolo l-ai cunoscut." Minerva n-avea nici cea mai mică îndoială că femeia minte începuse să intuiască în angrenajul faptelor legate de dosarul diplomelor false un personaj ocult care manevra abil câțiva oameni de paie. Nu era o coincidență faptul că Dora Ioachim fusese logodnica lui Pascu, iubita lui Mihailă, iar acum broda idile de prosgust gust cu Dincă, Luca și Necula. Așa era piesa, iar Minerva se străduia să înțeleagă de ce trebuia să fie așa și mai ales cine o dorea. Pe Mihailă l-ai căutat, conchise ea cu glas De alături se auzi un zgomot metalic, o trusă cu instrumente căzuse pe ciment. Minerva întoarse capul. Vlasei făcu semn, zâmbind că totul e în regulă și se aplecă din nou asupra cadavrului. Cine ți-a cerut-o?" De ce să mi-o fi cerut cineva anume?" Se ridică în picioare, aproape țipând. Sunt o femeie tânără și sănătoasă. N-am cui și nu văd de ce trebuie să dau socoteală. De când e, mă rog, o crimă să ai temperament. Nu fi vulgară, domnișoară. Nu ți-am reproșat numărul celor cu care te întâlnești." Are cine să facă și treaba asta, fi sigură. La urma urmelor poate ai manii statistice. Mi se pare straniu, însă cu cine te întâlnești? Pascu, treacă, meargă, dar ceilalți? Nu-s deloc genul dumitale. la un om închis ursuz, departe de a fi arătos. De ceilalți trei, ce să mai vorbesc? O privi lung. Era femeia capabilă să transforme fiecare gest într-o capcană în care partenerul ne-avertizat cădea sufocat de admirație. Femeia care știe să-și aprindă o țigară, în mod de cu dezvoltura și eleganța reclamelor de brichete din Paris Match, care știe că un trup expus în profil sau troa cuarț, își camuflează cu sururile, e mai zvelt, mai tentant. Spatele lipit de speteaza scaunului pune în valoare bustul ca și o ridicare grațioasă a brațelor îndreptând coafura. Pudriera se scoate doar atunci când machiajul impecabil nu trebuie corectat. După o noapte de insomnie nu va îmbrăca niciodată culori închise. Cunoaște efectul alternanței între izbucnirile copilărești și considerațiile mature, subtil inteligente, emise cu voce joasă, senzuală. Știe să asculte, fără să audă eternele amintiri din armată, o tentație căreia bărbații sunt incapabili să-i reziste. Dora Joachim își strâmbă gura. Am un gust sofisticat." E o ipoteză pe care aș accepta-o cu titlu de curiozitate." Dar nu mă împac cu asasinatele care succed aventurilor dumitale." În fond, n-au murit decât doi." Și cam de la ce număr ar fi trebuit să mă impacientez?" E o simplă coincidență absurdă." N-am niciun amestec în crimele astea." Îmi văd de serviciu corect, iar aventurile mele n-au substramaterial. Ce vreți de la mine?" Adevărul. Întreții relații cu Dincă, Luca și Necula. Le-ai interzis să vorbească despre dumneata? De ce? Nu am vrut să le stric prietenia. E un gest delicat și cu ce le-ai închis gura? Le-am spus că sunt căsătorită. Ai fost atât de convingătoare încât Necula nu ezită să-ți facă o vizită la șapte dimineața sau ca și Dincă și Luca, de altfel, să-ți dea telefon la două, trei noapte. Cu Luca ai și discutat chiar. M-a spus, deci, sub urmărire? Minerva suspină. Mi-am permis-o într-adevăr. spunem, cu ce ai amenințat? Știau că soțul meu e plecat în delegație peste graniță. De aceea și-au permis să mă sune. Greu digerabil altceva. asta e totuși realitatea. Or fi naiv din căluca și necula. Da, nu într atât încât să nu fie șocați de dezvoltura cu care se afișează o femeie căsătorită. Localuri și plimbări în centrul orașului vecin curioși, etc. Cu ce -ai amenințat? au ținut pur și simplu cont de rugămintea mea. Nici nu mă așteptam să fie chiar atât de discreți. Dar dacă o spuneți dumneavoastră, te încăpățânesc și nu e bine. Nu e bine deloc pentru dumneata. Aseară, la ora 19, a fost asasinat pe strada vâlcei inginerul Mihailă. Pe ilenelor Colț cu vâlcei, aveai randevu cu dincă. A întârziat un sfert de oră. Ca să fiu mai clară, ai sosit la 15 minute după comiterea asasinatului. Calcula pe ceas, exact timpul necesar ca să parcurgi mergând normal distanța dintre locul crimei și cel al în întâlnirii. Cred că e o chestiune asupra căreia poți reflecta la noapte. Dacă ai timp, mâine dimineață te aștept să-mi comunici la ce concluzie ai ajuns. Ora nouă îți convine? Capitolul 9. ce fi căutând domnul Luca pe strada Ilenelor? Scoateți-vă haina, o invită Luca adăugând cu tâlc. O să vă încălziți? Era o aluzie fină la faptul că Minerva va zăbovi mult. Cât de agreabilă îi se părea perspectiva în sine, nu lăsa loc îndoielilor. Minerva refuză, înfășurându-se mai bine în palton. Era, în general, friguroasă, și încăperea aproape goală, cu pereții urâți, reci, cenușii, îi accentua senzația de frig. Se așezară la fel, ia pe scaunelul incomod de bucătărie. Luca pe patul de fier cu pătura roasă. În curând mă voi obișnui cu vizitele dumneavoastră în așa măsură încât s-ar putea să le simt lipsa, spuse amabil traducătorul tamburinând pe lada acoperită cu ziar. Minerva deslușind cuvintele lui un amestec de ironie și iritare mocnită, bine camuflată. Îmi dau seama că vă deranjez, arătă spre topul de hârtie, cărțile și dicționarele împrăștiate pe parchet. Ideea că vă stânjenez de la lucru mi este extrem de neplăcută. Apropo, ce traduceți acum? Arta Potcovitului în secolul al XVII-lea. Minerva dădu din cap cu seriozitatea generată de înțelegerea unui fenomen capital. Bănuiesc că lucrarea e așteptată cu nerăbdare de specialiști, de public. Și a avut imaginea unei gloabe deșelate cu copite scorojite, la care moșmondea un tip scund cu favoriți roșii și pantaloni bufanți. N-am posibilități de investigație în acest sens, declară prudent Luca. Și apoi traduc ceea ce mi se cere. Înțeleg, nu vreau să vă rețin. Omul făcu un gest cu sensul, acum dacă tot m-ați deranjat. Din nefericire, în ciuda scrupulelor mele, trebuie să apelez iar la dumneavoastră, să vă solicit o mână de ajutor. Vă stau la dispoziție. Minerva zâmbi cât putut de fermecător, dar traducătorului îi se păru că e sfâșiată de crampe. Știam că nu o să mă dezamăgiți. Oftă, uitându-se la tabloul cu rama aurită. Istoria aceea plicticoasă cu certificatul lui Pascu îmi dă insomnii. Nu-mi pot explica cine și ce interes avea să-l ascundă la dumneavoastră. Nu vă pot sugera nimic în această privință. Poate nu o să mă credeți. Dar de ce să nu vă cred? Dar ignoram până și ascunzătoarea din ramă, un secret pe care predecesorii mei au omis să mi-l transmită. Minerva și întoarse colțurile gurii. Mie îmi spui? Sunt convinsă și totuși cineva a încercat să vă compromită. Stimată doamnă, vă voi face o mărturisire de concertantă. Ești măcar nu sunt curios. Și alungă obsedantele imaginarele fire de praf cu o curbă înaltă, ostentativă cât de bine înțeleg. Reacția clasică a inocentului e total dezinteresat de acuzațiile calomnioase lipsite de temei. Iată definită premisa de la care pleacă cel ce va pus gânduri rele. Iar atitudinea dumneavoastră de princiară indiferență îi creează un climat prielnic de acțiune și mai ales îi dă timp. În acest sens, vă solicit ajutorul. Cum pot contracara actele unui necunoscut este inutil. Să încercăm totuși. Spuneți-mi ce dușmani aveți. Luca izbucni în râs. Amintindu-și de dinții din față, măcinați, se întrerupse brusc, trăgându-și buzele înăuntru. Ridicol! Absolut ridicol! Tu cu o existență mizerabilă, o cârtiță cu profil intelectual prin forța împrejurărilor. Sunt ani de zile de când n-am cunoscut în sensul major al noțiunii un om Minerva se întunecă, intuia existența individului, un coșmar. Arbora o filozofie cinică, un drapel zdrențuit, fără nimic eroic în sine, care trebuia să ascundă, să astupe un gol covârșitor, o eroare capitală inițială, fără drum de întoarcere. Și poate că în nopțile lungi, când insomnia așa prinde felinarele, când nu te poți feri de tine strângând tare ploapele, când nu-ți poți răspunde, Poate că atunci Luca încerca el dure, dureroase. Prejudecăți, precepte false în lipsa circumstanțelor care le-au generat, homo homini lupus, refuzând căpățâna de a depăși limitele unei experiențe acumulate de alte generații, alimentau artificial negativismul schematic al traducătorului își zidise o sihăstrie, cultivând voluptățile claustrării, adorându-și în secret incapacitatea de adaptare pe care, ipocrit, o punea pe seama intransigenței. Al a al aduce cu orice preț la realitate, ca pe un cățel căruia îi vâri botul în necuvința lăsată pe parchet, era riscant. Iar Luca, instinctiv, se opunea din răsputeri. Nu e ușor, la aproape 60 de ani, să-ți anulezi o întreagă existență, să tragi linia și să însumezi zero. În orice caz, puțini au curajul să o facă. Așa s-ar părea, dacă nu cumva omul ăsta face eforturi să pară. Nu concurez cu nimeni, relot traducătorul. N-am la ce aspira, în consecință nu reprezint nimic și nu ofer nicio miză. Dumneavoastră, domnule Luca, dezvoltați aspectul competițional al inamiciției. E îngust. Să lărgim câmpul de investigații. Poate trecutul. Ne Nici atât, o întrerupse traducătorul. Pe vremuri, mai bine zis înainte de război, aveam ceva bani. În fond, o foarte modestă bunăstare. Eram ceea ce se numește rentier. Un fenomen pe care, desigur, dumneavoastră îl repudiați. Dar a fost cât se poate de real cândva. Îl relev tocmai pentru ca să înțelegeți felul meu de viață anterior. Studii, călătorii, lectură. Petreceam foarte puțin timp în țară. Rude n-am și nici prieteni în afară de Neculă și Dinca. Deci, contactul meu cu ceea ce nu este imediat înconjurător se reduce de fapt la nimic. Este ceea ce vă leagă probabil de Dincă. Tot un singuratic. Aparent că își ținem de două specii distincte. Dincă e organic solitar prin construcție psihică, însă și prezența unui străin îl indispune. A abordat un necunoscut pe stradă pentru cea mai banală informație se fâstăcește. Și totuși, la petrecerile dumneavoastră prelungite, de multe ori sunteți însoți de o companie numeroasă. Asta e altceva. În astfel de situații, dincă rămâne simplu figurant. Participă doar cu prezența fizică. El e congenital solitar. Pe mine viața m-a făcut așa. Evit intimitățile. Curios, procedezi astfel în urma unei experiențe, dacă nu dezastruoase, cel puțin triste, în urma unei decepții. Poate că pe aici ar trebui să căutăm. Nu devii din senin mizantrop. A existat cineva care va a deziluzionat, care va trădat? Acest prezumtiv cineva încearcă poate același sentiment, că a fost într-un fel sau altul înșelat. O lovitură grea dată unui vindicativ poate duce la reacții neașteptate. N-am primit și n-am dat vreodată o astfel de lovitură, declară Ritos Luca. Minerva îi observă ochii călbui din cauza rețelei nesănătoase care invada cornea. Erau neliniștiți. Aveți o manieră personală, oarecum filozofică de a privi lucrurile. Poate din această cauză vă scapă ponderea unor incidente. Vă rog să vă gândiți. La ce? Asemenea fapte, dacă s-au consumat vreodată, se rețin. Și totuși ați afirma că viața va obliga la o atitudine constantă de rezervă. Sunt dintre aceia care trag învățăminte și din pățanile altora. Da, desigur, așa stau lucrurile. Trebuia să mă fi gândit. Necula și din că au avut, se pare, unele neplăceri. Nu de natură să stârnească vendete. Dar de ce natură? Obișnuite de fiecare zi o avansare ratată, o decepție sentimentală, mai știu eu, fleacuri în fond. Plină de morală însă pentru dumneavoastră. Mă gândesc la Necula, e un om sociabil cu extrem de multe relații. Oare în ce condiții l-o fi cunoscut pe Pascu? De ce nu-l întrebați pe el? Minerva își ochii cu modestie și îi reproșă dulce. Am scontat pe concursul dumneavoastră. Ceea ce-mi cereți acum se numește trădare și a muțit brusc. Minerva privi afară. Pe bulevard se aprindeau luminile, paletele de neon clipeau albăstrui. Traducătorul își încrucișase meditativ mâinile pe pântece. Cine vă vizitează de obicei, domnule Luca? Nimeni. A, da, uitasem, sunteți un singuratic. N-aș putea spune același lucru despre amicul dumneavoastră actorul. Apropo, unde își rezolvă uh, problemele sentimentale? În oraș, foarte rar la el în odaie. De ce? V-ați formaliza dumneavoastră sau dincă? Luca ridică din numeri. Așa s-a obișnuit. E cineva care vă face curat? Mie personal? Dumneavoastră celorlalți? Nu, no, ne gospodărim singuri. Deci, practic, cu foarte mici excepții, nimeni nu intră în apartament. Exact. Acum e limpede, nu-i așa? Ce anume? Dacă nimeni altcineva n-are acces în acest apartament, logic, cel care a ascuns certificatul în rama tabloului este unul dintre dumneavoastră. Cum de la bun început vă exclud din cauză, rămân dincă și necula. Traducătorul întrebă, ridicându-și o sprânceană. Aș putea cunoaște motivul pentru care mă bucur de un tratament deosebit? Dar e simplu, făcu Minerva aranjându-și bretonul. Sinceritatea dumneavoastră spontană m-a cucerit de la început. Totul e clar, fără ascunzișuri, fără minciuni. Înseamnă că necula și dincă v-au mințit. Cam așa ceva. Imaginați-vă, susțin că nu l-au cunoscut pe inginerul Pascu. Poate că așa stau lucrurile, opină moale Luca. Minerva râse îngăduitor. Vă lăsați și de sentimente. Necula și Pascu au fost frați de cruce iar între Dincă și Inginer au existat cel puțin relații de bune cunoștințe. Luca a părut extrem de surprins. Iertați-mă, nu vine să cred. Firesc, minciuna vă repugnă într-atât încât chiar având-o în fața ochilor nu o puteți sesiza. Aveți un remarcabil simț al observației. Mă obligă profesiunea, dar pentru că veni vorba, nu sunt singurele inexactități pe care le-am sesizat. De pildă, Necula n-a vrut să admită sub nicio formă că întreține relații cu Dora Ioachim. Traducătorul clătină gânditor din cap. Vedeți? Reluă Minerva. Doar dumneavoastră ați mărturisit dintr-un bun început că femeia nu vă e străină. Iată de ce am permis să discut cu atâta franchețe. Hmm. Și credeți că unul dintre ei mi-a strecurat certificatul în odaie? Minervei îi luciră ochii scurt. Două luminițe stinse repede sunt convinsă. Și mă întreb, cine a făcut-o necula? Traducătorul își țuguie buzele, răspunse după câteva clipe de întârziere, încercând să dea greutate cuvintelor. E un inofensiv, un inofensiv plin de superstiții. Cel puțin așa l-am considerat întotdeauna. Nu are subtilitatea mea necesară unor machiavelisme. Să nu mă înțelegeți greșit, țin foarte mult la el, dar asta nu mă împiedică să rămân lucid. Cu alte cuvinte, interveni Minerva, susțineți că e prea prost pentru a pune la cale astfel de combinații. Luca zâmbi complice, lăsându-și ochii în jos. V-ați exprima cam dur, dar în principiu aveți dreptate. Dacă n-aș considera sinceritatea dumneavoastră o axiomă de la care plec, aș fi tentată să cred că încerca să-l disculpați în mod subtil. Pusă în ecuație, relația ar arăta cam așa. Necula prost egal necula inocent. Trebuie să înțeleg, deși că toate bănuielile se îndreaptă spre dincă. Bănuiel? Eu nu bănuiesc pe nimeni, doamnă, nu-mi permit. Dincă e un om instruit, inteligent, cam închis. Dar asta nu înseamnă că, pera contrario, vis-a-vis -vis de naivitatea lui Necul, al suspectez. Domnule Luca, mărturisesc că pur și simplu mă fascinează siguranța cu care îmi spulberați ipotezele. Să căutăm altceva. Poate complicitate. Știți, am sentimentul că Necula, singurori împreună cu Dincă, a infiltrat-o pe Dora în existența dumneavoastră. Cu ce scop? Asta rămâne de văzut. Nu uitați că a fost logodnica inginerului Pascu. Dumneavoastră cum ați cunoscut-o? Întâmplător, își mângâie bărbia ascuțită. Traversam bulevardul Gheorghiu, și ne-a surprins topul chiar la mijlocul străzii. Ea a început să râdă. Am zâmbit și eu. S-a însăilat apoi o conversație oarecare. Minerva îl privi fix. Mă întreb, domnule Luca, de ce la prima noastră discuție ați, conte ați contestat că o cunoașteți? Traducătorul își bulbucă ochii. Tonul nou, atacul neașteptat, îl surprinse sără nepregătit. Apoi buzele începură să-i tremure. În definitiv sunt chestiuni intime care mă privesc. Cum v-ai impus tăcerea? Luca a început să-și facă vânt cu un ziar. Părea extrem de tulburat. Pe vena jugulară, doi bulbi zvâcâneau ca o pompă. Nu îngădui maniera inchizitorală în care înțelegeți să duceți discuția!" Lua o poză marțială, ridicându-și bărbia de parcă ar fi primit un pumn. Sunt gata să supor consecințele!" Minerva își miji ochii. O, îmi pare rău că v-ați enervat tocmai acum când aveți nevoie de atâta liniște!" Desigur, lucrările dumneavoastră sunt deosebit de importante, indispensabile. Cred totuși că vă osteniți prea mult, vă extenuați. Nu e cazul să mă compătimiți. Nici nu poate fi vorba de așa ceva. Sunt îngrijorată, sincer îngrijorată. Astenia nu e un guturai banal. Mi s-a atras atenția în mod deosebit, declară traducătorul, că orice șoc îmi poate fi fatal. Mm. Trebuie să vă îngrijiți cu multă atenție, să petreceți mai mult timp în aer liber, e cel mai bun medicament pentru astenie." Desigur, vi s-au recomandat plimbări de stindere." Luca nu catadixi să răspundă, înclină doar afirmativ capul. Divertizmente de ordin fizic," continuă Minerva. Într-adevăr." Doamne, cum se înlănțuie toate!" Ieri numai departe se mira colaboratorul meu și o fi căutând domnul Luca pe strada Ilenelor? Ilenelor? Da, colț cu vâlcei. Nu este ceea ce aș numi eu un cartier aerisit, dar parcă putem respecta cu strictețe indicațiile medicului. N-am fost în viața mea pe acolo, declară Luca obosit. Desigur, o simplă disociație între strada pe care va plimba și numele ei, cartierul tei. N-am călcat de câțiva ani prin acest cartier. Conchid însă că sunt supravegheat. Da, de unde? Ați fost văzut întâmplător. Ba, dacă nu mă înșel, colaboratorul meu v-a salutat. Faptul că nu i-ați răspuns l-a afectat teribil. Râse îngăduitor. E încă tânăr. M-a confundat cu altcineva. Imposibil. Băiatul are ochi de vultur în afară de faptul că cine vă vede odată vă recunoaște cu ușurință și peste 20 de ani. Nu sunteți genul de individ care trece neobservat. Și când spun asta, mă gândesc la fizicul și personalitatea dumneavoastră. Traducătorul ridică din numeri. În fond, ce importanță au toate astea? Principial niciuna, dar poate că aflându-vă seară la ora 20 pe ilenelor, ne-ați putea oferi unele indicații prețioase. De ce natură? Minerva se foi pe scaun. La câțiva metri de locul unde ați fost văzut, s-a comis al doilea asasinat. asta i culmea!" izbucni Luca. Nu mai pot să ies pe stradă fără ca la cinci metri în stânga sau în dreapta mea să nu moară un individ. Nu credeți că exagerați?" E într-adevăr fantastic!" admise Minerva. De aceea mi-am permis să vă deranjez. Împrejurările în care a decedat inginerul Mihailă sunt atât de tenebroase!" Ingineromanie!" O întrerupse ironic Luca. Întâi Pișcu sau Piscu? Pascu, îl corectă binevoitoare Minerva. Mă rog, acum ăsta alt ca Jack Spintecătorul. La avea ce avea cu femeile, ăsta cu inginerii. Observația e cum nu se poate mai adevărată. Și pentru că, în general, pune mare pres pe spiritul dumneavoastră de observație, v-am solicitat sprijinul. Așadar, ce căutați ieri pe ilenelor? Traducătorul scoase o țigare, potrivind o pendelete într-un țigare de lemn. Femeia asta are ceva din Ignațiu de Loyola. Mă învăluie copleșindu-mă cu calități în care nu crede, îmi aplaudă sinceritatea pe care o suspectează, îmi solicită ajutorul fără să aibă nevoie de el, îmi întinde mâna complice și stă mereu la pândă. Să precizăm o situație, doamnă. Mă suspectează de crimă? Minerva-și trase paltonul peste genunchi. Am să vă destăimesc un secret. Secretul lui Polichinele, de fapt. În materie de crimă toată lumea e suspectă. Nu ai voie să excluzi pe nimeni a prioric. Abia după ce ancheta se încheagă, când cercetările avansează, diferiții pion sunt absolviți de la sine. Mai bine zis se absolvă singuri. În acest sens are loc o conlucrare, o colaborare între anchetator și individul în cauză. Deci mă bănuiți? Cel mult, prin definiție. Și acum, să revenim la lucrurile noastre. Am stabilit, deci, că ieri erați pe strada Ilenelor. Este ipoteza dumneavoastră? N-am confirmat-o. Minerva suspină ușor. Mie așa mi s-a comunicat. Dar dacă retractați? În mod categoric. Trebuie atunci să fac apel la o altă mărturisire. Ce -a adore Ioachim susține același lucru ca și colaboratorul meu. Dacă acordați prioritatea afirmațiilor unei... Și-și strâmbă gura disprețuitor. Din păcate, declarația ei se coroborează cu ceea ce locotenentul Dobrescu a văzut personal. O minciună și o confuzie v-au fost suficiente ca să construiți un capă de acuzare. Acuzare? E mult spus, dar oricum stă în puterea dumneavoastră să o spulberați. De aceea mă aflu aici. Nu de aceea, dar de ce? Se miră sincer Minerva. Vă trebuie un vinovat cu orice preț. Și o înclinație perversă m-a determinat să vă aleg pe dumneavoastră? Nu? Pe mine, pe necula ori pe dincă. O echipă de ratați care pentru dumneavoastră nu prezintă relevanță socială. Poate chiar doriți ca ucigașul să fie unul din noi. Societatea n-ar avea nimic de pierdut. În cazul acesta, mi-aș aluge victimele dintre cei ce zac pe patul de moarte. Atunci, cu adevărat, societatea n-ar fi frustrată sub aspect cantitativ. Aveți nevoie de un simulacru, Cineva împotriva căruia furia mulțimii să se, se dezlănțuie? Cineva care să poată fi țintuit la stâlpul infamiei? N-am băgat de seamă ca cei din jur să se dea în vânt după astfel de spectacole, dar admițând că mărturisindu-mi -mă neputința, dacă eu și alții am clasat dosarul incapabil să descoperim autorul faptei, credeți că ne-ar tăia cineva capul? În fond, cele mai abile poliții din lume înregistrează și rateuri. Cu atât mai mult nu pot explica insistențele dumneavoastră. Sunt absolut nevinovat. Nu v-am contestat inocența. Timpotrivă, v-am întins cavalerește mâna ca să limpezim împreună anumite situații incerte. Sau să săvârșit două crime, doi oameni tineri au murit și de fiecare dată dumneavoastră era pe aproape, ca să nu mai pomenim de certificat. Dora Ioachim e și ea, a în toată istoria asta. Nu răspunde actele ei. Cert. Dar existența ei în viața dumneavoastră nu puteți contesta. Făcu o mică pauză. fă jucați de pisica și șoarecele. Domnule Luca, mă lăsa să lup singură și oricât de bine intenționat aș fi, s-ar putea să pierdeți. Sunt obișnuit să pierd, declară enfatic traducătorul. Totdeauna fatal aturile le-a avut adversarul. Minerva îl măsură ridicându-se. Ea mai auzi și pe alții. A angajau după aceea câte trei avocați. Vă promit că n-am să angajez niciunul. E foarte probabil că vă veți ține de cuvânt. Dar e păcat. De ce? Înseamnă să vă lipsiți deliberat de concursul unor băieți inteligenți. Poate că nu voi avea nevoie de concursul lor. Minerva zâmbi, întinzându-i mâna. asta e și convingerea mea. Spre norocul dumneavoastră sunt un om care pricepe de glumă. Căci, nu-i așa, ieri seară erați pe strada Ilenelor, ați vrut doar să mă necăjiți. Luca holbă ochii, încercă să spună ceva, dar Minerva ajunsese la ușă. Lăsați acum, v-am obosit destul, discutăm altă dată. De altfel se pare că vă cauta micul dincă, zâmbi. Numai el e în stare să șteargă picioarele un sfert de oră înainte de a bate la ușă. Dora Ioachim ieși din baie într-un capot pufos, alb emana un parfum umed, proaspăt, de brad. Dădu drumul la televizor și trecu în bucătăria îngustă cu dulapuri supraetajate, umplându-și un pahar cu lapte. Îl sorbi cu înghițituri mici, astâmpărându-și fierbința la palmelor pe muchile reci de cristal. Reglă sonorul și se cuibări în fotoliul moale, adânc, adunându-și picioarele sub coapse. Papucii, două corăbioare de atlas cu pompoane de blană, căzură pe mocheta roșie. Întinse mâna după țigări. I se păru că aude un zgomot ca un foșnet, dar muzica din ce în ce mai puternică se revărsa inundând încăperea. O sală de concert. Beth Davis în roche caragioasă de dinainte de război. Consultă critic buclele înghesuite deasupra frunții, umerii exagerați, săltați la extremități, cloșul demodat. Se lipea de un bărbat oarecare cu un violon cel sub braț. Sună telefonul. Dora ridică receptorul, imprimând vocii un gen de alintătură pe care bărbații de regulă îl confundă cu feminitatea. Alo? Ascultă un timp, îngână ceva nedeslușit, apoi închise, sărind înspăimântată din fotoliu. Capitolul 10 Cască ochii Dobrescu Purtarea sa, numai rotunjimi, peste care jacheta cafenie prinsă în două ace de siguranță plesnea, își împleti picioarele umflate de varice, căutând în jur cu un aer suficient. Cum ai intrat în apartament?" întrebă Minerva. Femeia o măsură scurt, evaluând totul, paltonul larg, pantalonii. Se adrese locotenentului Dobrescu, îmbrăcat în uniformă. cine e domnul? Adică te lea poși să-mi spui?" Locotenentul, abia stăpânindu-și râsul, trecu repede în bucătărie. Auzi glasul Minervei. Poci fără grijă! Cum ai intrat?" Păi eu, domnule, dragă am cheie. Mi-a dat-o domnișoara Dora." Vin fiecare dimineață?" Aproape. Fac târguierile pentru domnișoara și pentru don, doctor Vintilă de la cinci, că e pensionar săra cu bolnav de diabet. De de trei ori pe săptămână, că așa ne-am înțeles când s-a mutat la noi." Cui?" Păi domnișoarei!" E tare cum se cade când pica azi dimineață. La ce oră? La opt jumate când îi spălai scările. Vasilești de la doi avură era rămas noapte. Numai lumea leasă. Advocați, artiști, pardon de vorbă proastă. Nu știu cine a făcut urât în dreptul liftului. Minerva își strâmbă nasul. Cum vă zi să-i găsesc ușa deschisă? Înăuntru nimeni. M-a mirat al naibii. Domnișoara care să fereacă și ține totul sub lacătă. Și?" M-am dus să mă sfătuiesc cu Aldenea Costică, portarul de la 12. Eu om deștept dă în viață." De, a fost la pompieri," zice madame Florica. Ia anunță la poliție," zice. Unde locuiești?" Jos în cușcă." Minerva își ridică sprâncenele. asta i bloc vechi de pe vremuri," explică portarea sa. La intrare are gheretă și în spate o dăiță, m a și eu cum am putut." Înseamnă că-i vezi pe toți care intră ori părăsesc blocul." Cine venea mai des la Dora Ioachim? Femeia își ridică umerii. Poți eu să știu? Vezi, dumneata dragă, domnule, domnișoara era frumos și că tânără nemăritată. Venea mulți. La început ești curios, te uiți după fiștecare. Da, de la o vreme te deprins și nu-i mai bagi în seamă. O vizitau numai bărbați? Portărea sa în cuvință din cap și ochii îi luci Nu Numa! Și bine făcea. Adică eu, dacă am fost cinstită că m-am ținut de o înșoară până la 40 de ani, cu ce m-am ales? Bărbate, mi s-a încurcat cu una de la ITB și dus a fost. Lăcrimă brusc. Putrezi iar o să și nu i-ar mai lua nimeni belet. Cine a urcat la ea aseară? Femeia își terse lacrimile. Asta nu știu, că ieri s-o împlinit sorul cu să fac baie. Așa m-am aranjat cu locatarii. O dată la trei săptămâni, spălător ei liberă. După ce o concedie, Minerva scoase blocnotesul și făcu o schiță sumară a interiorului, însemnându-și atent detaliile. Dobrescu aștepta în pragul bucătăriei. Ce ai găsit?" În șifonier e un teanc de scrisori expediate de dincă." Bun, astea le conspectăm mai târziu. Alceva?" Casa mi se pare răscolită," opină locotenentul. Poate că femeia a opus rezistență cuiva. Personala șopina că Dora a fost răpită." Aseară la cursul de judo ne-au arătat o figură. Agasată, Minerva făcu un gest cu mâna de parcă ar fi alungat o insectă. Lasă cu chestia cu judo. Hmm, răpire? Unde te trezești? Nu vezi că lipsezi lucruri? Cam cum îți imaginezi tu istoriu ar asta în spațiu. Agresorul părăsește apartamentul cu dora pe un număr și geamantanul pe celălalt. Adică vezi, doamne, e amabil. S-a îngrijit de schimburile fetiței. Îl măsură lung. Cum naiba le poți confunda o plecare precipitată, dar subliniez din proprie inițiativă cu o răpire. Hai să reconstituim cronologia evenimentelor. Luă de pe masă programul radio și început să-l răsfoiască atent. Ei, ce faci, nu începi? Am stabilit că înainte de a părăsi apartamentul, Dora m a făcut o baie. Sunt mai multe indicii în acest sens. Care? Halatul încă ud, flaconul cu săruri uitat deschis, săpunul, unul singur, rămas în savoniera de pe cadă și nu de la chiuvetă. Raționamentul este incomplet, îl întrerupse Minerva. În casă se puteau afla două săpunuri, cel rămas și un altul luat la drum. Ce zici? Dobrescu cu clipii mărunt. Aveți dreptate. N-am dreptate. În casă exista un singur săpun, făcând abstracție de cel de menaj de la bucătărie. În goana plecării, Dora și-a uitat trusa igienică pe caloriferul din baie. Ce mă enervează ei cât te-ai uitat înăuntru, dar degeaba. Pusese acolo de toate. Cosmeticele, peria de dinți, pasta, pieptenele. Dar săpunul lipsește. Poți să sper că ai priceput? Da, îngână Dobrescu. Bun, ce altceva mai deduci din faptul că înainte de a dispărea, Dora Ioachim face o baie. Mai clar, își permite să facă o baie. S-a decis ulterior, deci se spală tacticos, cadă evident, doar atunci folosești săruri, pe urmă prință de amoc începe să înghesuie bulendrele în cufăr, ca să-i valvârtești, deși în general doar ai un om ordonat, pedant chiar. Înseamnă că altcineva i-a sugerat ideea. În sfârșit, nu numai că i-a sugerat-o, i-a cerut imperios, dispari, cu trei semne de exclamație, cu oarecare aproximație putem stabili și ora. Ce oră? O oră la care a primit avertizmentul Dobrescu, dar solo mușurel. Deci femeia iese din baie fredonând. Ce fredona, Dobrescu? Dunărea albastră ei nu, că asta-i culmea. Îndrăzni locotenentul. De unde n-ai să știu? De ce, băiete? dora e genul care lălăie toată ziua. Bărbații cântă când se rad, femeile când fac baie ori spală rufe. Se pare că apa stimulează. Ce putea să cânte Dora? O simfonie? Nu. Atunci ce? O melodie la modă!" îngână locotenentul ștergându-și palmele de sudoare. Deci probabil aiurea la ea cu arca lui Noe. O fluieră toți puști, o masacrează cinstite gospodine, învârtind la tocană, o dau de câteva ori pe zi la radio." Da, în fine, asta a fost așa de exercițiu." Iese din baie și tot drumul la televizor sau se pregătește să o facă. Minervei îi luciră ochii. Cum ai conchis?" Învelitoarea de pluș e dată la o parte, adică televizorul e descoperit. Putea să fi rămas așa de câteva zile. Nu cred. De ce? Din două motive. În primul rând, Dora Ioachim era, după cum spuneați, o femeie ordonată. Adăugă aparent fără intenție. Așa cum îi stă bine unei femei. Ținea la lucruri și n-ar fi lăsat aparatul descoperit. O nimerești secundă? V-am văzut cercet în programul radio. Vă interesează, deci, o eventuală emisiune de ieri. Umbli la speculații, râse Minerva. Și dacă nu-l răsfoiam? O precizare. Aparatul deschisese, nu se pregătea să o facă și urmărea emisiunea din fotoliu. Locotenentul privine încrezător prin odaie. Uită-te la papuș Dobrescu, sunt aruncați lângă fotoliu. Nota bene, lângă, nu în fața lui. Când s-a așezat, ea a și și și-a tras probabil picioarele sub ea putem preciza cu oarecare aproximație și poziția genunchilor către ușă. Când stai cuibărit în felul acesta, totdeauna linia imaginară de la încălțăminte la genunchi este în diagonală. Oblică. Ești de acord? Da. Să vedem acum ce anume urmărea. Răsfoi programul. Ce-a fost ieri? Miercuri? Avem noroc. Fața și însemna emisiunile care o interesau. Poți să brodezi o tipologie întreagă plecând numai de la sublinieri. Evident, varietăți, muzică ușoare, filme ha ceva curios. Sunt încercuite și emisiunile militare. De ce crezi că o interesau?" Spionaj," opină moale locotenentul. Ei, nu știu că ai haz." Izbucni Minerva. nerva. Spionaj la niște emisiuni pe care le urmărește o țară întreagă. Pur și simplu îi plăcea omul de la destrajă de patriei. Seamănă cu sfântul. Ce, Dumnezeu, nici atâta lucru n-ai observat?" Miercuri, deci, ora 20, telecinematecă. Trei cruji roșii și subliniat. În acest moment intervine telefonul. Ce telefon? Care o avertizează că trebuie să fugă. De ce neapărat telefon? Putea fi o vizită. Iar n-ai fost atent. Vizita vine și ea. Dar în timp ce telefonul se află aici la îndemână lângă fotoliu, dacă cineva ar fi sunat la ușă, Dora ridicându-se să deschidă, s-ar fi încălțat. Poziția papucilor Dobrescu, zvârliși și rămași așa pentru o vizionare comodă din fotoliu. După ce i s-a comunicat că trebuie cu orice chip să se dea la fund, a intrat în panică. Nu i-a mai ars nici de papuș, nici de altceva. Dacă închid ochii, o văd umblă nou că prin casă ne știm ce să facă mai întâi. Când o femeie ca Dora Ioachim își uită la acasă, poți fi sigur că panica e un termen care îi desemnează destul de palid starea sufletească. Pomeneați de o vizită. Da, însă ulterioară telefonului. Cine să fi fost? Trebuia să o fi ghicit de mult. Cartea de vizită e aici, pe masă. Dovrez cu ni ochii pe placa de cristal. Scrumiera, un pachet de țigăr rupt, staniolul fărâmițat. Nu-mi dau seama din ce anume s-ar putea trage o concluzie fermă privitoare la prezența unei a doua persoane. Cred și eu, exclamă Minerva. Vezi dacă citești literatură polițistă proastă, cum se întâmplă pe acolo. Trei pahare din care s-a băut cam pentru că e roșu și în felul ăsta închetatorul devine foarte istez, ghicind în trei secunde, scrumiera era plină de mucuri, o parte cu urme evidente de ruj. Bai se îți convine? Lucrurile nu sunt așa de simple. Dar să-l lăsăm deocamdată pe vizitator și să vedem unde a dispărut femeia. Ce propui? Putem lua informații prin împrejurim. Trebuie să o fi văzut cineva plecând. Eventual la stația de jetaxuri din colț. Minerva își zbi palmele atât de tare încât Dobrescu se sprijini de perete. Auzi! Se adresă unei terțe persoane inexistente în stația de taxuri. Poate că portărea sa reumatică dacă norocul ne ajută puțin tel sau casierița cârnă cu memorie fenomenală de la gara de nord, în schimbul fermecătorului tău surâs, îți vor oferi informații ample. Își amintește de Dora pentru că a luat un bilet spre slănic. Cum deține bine minte exact slănicul nu-i de mirare. Femeia avea o umbrelă. Corelația umbrelă-slănic rămâne o taină psihologică. Desigur, bunăvoința celor din jur ne e de un substanțial ajutor în munca noastră. Nu trebuie însă să supralicităm. Memoria rămâne la latitudinea unor hotare de cauciuc. Privește în jur. Lucrurile vorbesc. Ți bisi. Unde a plecat Dora Ioachim? Locotenentul deschise dulapul. Observă, colecția pantofilor de seară e intactă. Ei și? S-a îndreptat de -și spre meleaguri unde astfel de accesorii sunt inutile. Știi, băiete, ce cred eu că se întâmplă cu tine? Nu, spuse Candy Dobrescu. Ei, bine-ți nici ca exerciții de algebră. Am să mă ocup eu de chestia asta. Pantof de seară, ca și cum dacă s-ar fi ascuns la Timișoara ori Cluj centre mari, Dora, o femeie care atrage oricum atenția, s-ar fi grăbit să-și semnaleze prezența fățâindu-se în rând de alunelu prin cârciumi. Uită-te în bibliotecă, lipsesc două rânduri de cărți. Ce înseamnă asta? Că femeia preconizează o vacanță lungă plictisitoare într-un loc pustiu. Exact! Îmi permit să observ vorbi rar locotenentul, că în toate satele există librării și biblioteci. N-avea sens. Iar o fește liși, îl întrerupse nerăbdătoare Minerva. Ia când tenițel la mutra bibliotecarului din comună, când un sătean începe să împrumute câte 80 cărți pe săptămână, dacă nu și mai multe. Ziua e lungă, apăsător de lungă când n-ai ce face. Este bine cunoscut fenomenul de culturalizare al satelor, da, vreau să-l văd pe ăla chiar intelectual de rasă, care fără a-i fi acesta profilul profesiunii, are timp să devoreze o carte sau două pe zi. Și asta într-o comunitate restrânsă unde oamenii se cunosc și fiecare gestie și din comun se comentează. Încă un amănunt. Dora a naufragiat într-un loc neelectrificat. Nu cred. Mă enervez, Dobrescu. Și acum îți dau trei minute ca să ghicești de unde am tras concluzia că locul de refugiu al Dorei este lipsit de lumină electrică. O precizare. Răspunsul se află în bucătărie. Telefonul început să sune. Ridică receptorul cu un alo dulceag, amintind modulațiile insinuante ale Dorei Ioachim. Nu primi niciun răspuns. Închise, săltând iritată din numeri și se îndreptă spre fereastră. Își turti nasul lung de sticla rece, rămânând un timp pe gânduri. Geamul dădea în curtea interioară cutigoale de conserve, hârtii unsuroase, resturi alimentare zvârlite de avalma, oferea un peisaj deprimant. După gesturile și privirea mustind de reproșuri aruncată spre etajele superioare, Minerva înțelese că porterea sa se adresa gospodinelor din bloc într-o terminologie nu prea reverențioasă. Brusc se răsuci pe călcâie, exclamând, Gata, Dobrescu, răspunsul!" Locotenentul a părut spășit în prag. Așa e, cum ați spus dumneavoastră. Dora s-a refugiat într-o locuință fără lumină electrică. De ce? A preferat o spirtieră. Ambalajul se află în coșul de gunoi, reșoul lui electric portabil, mult mai practic și cu volum redus. Cred că la asta v-ați referit. Bravo, băiete! Vezi că se poate! Acum nu-mi fă mutra asta de premiu întâi cu cunună. Notează-ți să se ia legătura cu comuna răsadnița județul vaslui. Dora Ioachim se află în casa pădurarului cam la 15 km de comună. Fata să fie reperată și supravegheată. Atât pentru moment. Va pleca acolo fără întârziere locotenentul Toacșe. Miliția din răsatnița a confirmat. O tânără cu datele fizice ale Dorei a fost semnalată prin împrejurim. Totuși, ce mai e? Nu înțeleg cum a stabilit adresa exactă. Comunica răsatnița, județul vaslui, etc. Aha, cele câteva detalii discutate ne duseseră la concluzia că femeia s-a retras într-un loc relativ pustiu. După aceea n-am avut decât să pun degetul pe hartă. Cum? Cum? De ce crezi că ți-am spus să te uiți pe masă? Vizitatorul Dorei, repet, și-a lăsat aici cartea de vizită. Îl cheamă? Cum îl cheamă Dobrescu? Oh, dincă, băiete, uită-te la mofturile astea din staniol. Le fabrică reflex în timp ce stă de vorbă cu Dora, ori o așteaptă să-și strângă bulendrele. Degetele lucrează inconștient în virtutea obișnuinței. Așa cum alții concentrați fiind, desenează capete de animale pe marginea ziarului, bat darabana ori se scobesc în dinți. Iar mâna ea lui Dincă, afară de îndămânarea certă, îl trădează anumite caracteristici de concepție, aș zice. Privește acest cap de elefant. E abia sugerat. În schimb, trompa e uriașă. Tot ce face Dincă prezinte același specific. Insistă din proporții caricaturale elementului caracteristic. De pildă, pisicile lui au capete și cozi imense. urechile iepurilor sunt uriașe, picioarele balerinilor de sârmă depășesc de două ori proporțiile firești. Ai înțeles? Da, ceva însă nu mi-e clar. Anume, de ce apelează Dora tocmai la Dincă? Pentru că pare cel mai sincer, cel mai îndrăgostit și gata să facă orice de dragul ei. L-a deci? Din postura de asasin? Nu, dragul meu, nu l-absolv. De aceea am și precizat, pare îndrăgosti și celelalte. O absolv doar pe Dora. Iar niciun caz nu poate fi capul combinației. Pionda, da, dar niciodată creierul eminența cenușie. Conchizând, deci, că dincă, sincer, îndrăgostitor machiavelic, o ajută pe Dora să dispară, identificarea bârlogului n-a mai constituit o problemă. Subliniez ajutată de celelalte detalii referitoare la pustietatea locului de refugiu. Într-una din discuțiile avute cu amicul Dincă, acesta mi evoca pe tonalități tragice copilăria tristă petrecută undeva într-o căsuță ridicată miezul pădurii. Orfan fusese crescut aici de unchiul său pădurar. Își legă fularul strâns și își ridică gulerul de la palton. Ce faci? Te mai moșmondești mult?" În stradă, Minerva cumpără doi covrigi, întinse unul locotenentului. Acesta refuză. Ronțăia cu plăcere sarea, cristale zgrunțuroase, mari și cenușii amestecate cu mac. Zi, dobre, începusești și chestia aia cu judo. Cum e figura?"